Prea iubiții mei frați, am citit la începutul întâlnirii din această după masă, ca să zic așa, un text din Neemia, capitolul 13, de la versetul 1 până la versetul 14 inclusiv. Titlul acestui text, ca să zic așa, pus de fratele nostru Cornilescu, cred că el a pus titlul la traducerea pe care a făcut-o, pentru că niciun original nu are aceste titluri, este călcarea de lege a lui Eliashib. Vreau să vorbesc câteva cuvinte din Vechiul Testament, din această întâmplare, dar comparând o situație prin care au trecut evreii și prin care trecem și noi. Cine a fost Eliashib, de care este vorba în textul acesta? Biblia spune despre el că a fost un preot. Dacă ne uităm în cartea lui Neemia, la începutul cărții Neemia, există chiar expresia aceasta că a fost un mare preot. De exemplu, versetul 1 din capitolul 3, marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi, preoții, și au zidit poarta oilor. A fost un preot și când citești acest titlu pus, călcarea de lege a lui Eliashib, te gândești un preot care se calce legea, se poate? Pentru că în cartea asta sfântă zice că buzele preotului trebuie să păzească pacea. Știința. Trebuie să dea învățătură. Am găsit o similitudine, am găsit o paralelă între ceea ce au trecut și s-a petrecut cu poporul evreu în momentul întoarcerii lor din Egipt și din Babilon și când au început să-și rezidească cetatea care a fost dărâmată și a cărei porți erau arse de foc și biserica apostolică penticostală care și ei ieșind din, mă rog, alte confesiuni, hai să le numesc numai istorice, unde au constatat că nu mai există ceea ce așteptau sufletele acestor oameni și au început să zidească ceva, ceea ce o numesc o întoarcere reală la Biblie, la Dumnezeu. Biserica Apostolică Penticostală Română a început în 1912, o apropiere de Dumnezeu, o zidire a lucrurilor care trebuiau să fie viața unui adevărat creștin. Așa cum poporul evreu atunci când s-au întors din robia babiloniană au început să-și rezidească cetatea lor și la fel ca și poporul evreu, la începutul acestei construcții, Biserica Apostolică a trecut prin niște probleme mari. La fel cum au trecut evrei. Poporul s-a întors din Babilon, au început să zidească și acolo lângă ei erau câteva categorii de vrăjmași care luptau împotriva zidirilor și împotriva ceea ce ei vroiau să restaureze. Adică, ei ca națiune, Ierusalimul ca cetate și Sfântul Locaș ca și Casa lui Dumnezeu. Erau vrăjmași. Dacă ne uităm un pic prin Biblie, în cartea lui Ezra și în cartea lui Neemia, o să constatăm că cât de mult au avut de luptat cu cei care îi dușmăneau și care vreau să le pună piedici în lucrarea lor de rezidire a Ierusalimului. De exemplu, Biblia spune că trăiau în preajma lor, în vecinătatea lor. Sambalat, Horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Geshem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo?
Vă răsculați împotriva împăratului? La un moment dat, când frații noștri creștini, mi-aduc aminte despre fratele Bradin, el a primit o cărticică din Statele Unite, de la unul Budeanu, în care erau câteva principii de credință adevărată, biblică, și fratele Bradin avea pe soția lui Persida bolnavă de o boală, îi se spunea de gușă. Nu știu dacă vreodată ați auzit despre boala asta. Și în cartea au găsit scris că în America există deja frați, surori, care se închină lui Dumnezeu la fel ca și apostolii și că Dumnezeu face vindecări miraculoase și botează cu Duhul Sfânt. Și fratele Bradin cu soția lui Persidia au hotărât să se roage în același fel Domnului și Domnul a vindecat-o pe sora Persidia de boala pe care o avea la gât. Nu numai că s-au dus durerile, că n-am mai avut probleme cu înghițitul, cu știu eu, dar i-a dispărut efectiv umplăturile care le avea și a rămas curată. Asta a fost un mijloc foarte bun din partea lui Dumnezeu de a dovedi că într-adevăr există o credință apostolică și în veacul 20. Bineînțeles că au auzit autoritățile și au făcut un lucru. Nu știu dacă fratele Marius ține minte, nu știu dacă mai există în România, era o revistă numită Urzica. În care era o revistă de satiră și de umor. În care erau puse tot felul de chestii. Și au pus în revista asta Urzica, la vremea de atunci, o caricatură. În care au dat adresa fratelui Bradin, pe el într-o formă caricaturizată, undeva de pe o salcă, ca și cum ar fi aruncat pe niște oameni maturi în apă, dezbrăcați, și scrie acolo, uite cum un sectant din Păuliș îi botează pe locuitorii unei localități și așa mai departe. Vorbe injurioase, înjositoare, bazjocoritoare. Fratele Bradin mărturisea într-o revistă pe care mai apoi a apărut că au primit vizite din toată țara, peste 500 de vizite. În urma acelei caricaturi apărute în revista Urzica. Au venit oameni și l-au întrebat, omule, dumneata ești ăla care îi botezi pe oameni și îi arunci după o salcă în apă? Ei, nu arunc pe nimeni după o salcă în apă, așa au râs ăștia de mine. Îi botez așa cum am înțeles că trebuie botezați. Atunci când a început construcția acestei lucrări în România, o biserică apostolică, încă nu se vorbea despre un cult. Cultul este pentecostal. Dar frații au dorit o întoarcere la valorile Bibliei și la Cuvântul lui Dumnezeu și la practica primilor creștini. Și autoritățile din vremea aceea s-au ridicat împotriva lor, la fel ca și împotriva evreilor, aceștia, Tobias și cei pe care i-am citat de aici, pentru că au considerat că este ca o răzvrătire împotriva autorităților existente la vremea aceea, atât laice cât și eclesiastice. Spun aceștia, Tobias, Horonitul, Sambalat, Gheșem, Arabul, ce faceți? Vă răsculați împotriva împăratului? Mi-aduc aminte prin câte întâmplări din acestea nefericite au trecut frații noștri la începutul credinței apostolice în România. Și nu numai. Mi-aduc aminte că fratele Jacul, supervisorul Bisericii lui Dumnezeu, apostolice de aici, din Quebec și din Maritime, din provinciile de la Oceanul Atlantic, la un moment dat spunea despre părinții lui, care au îmbrățișat credința apostolică ieșind din cultul catolic din care făceau parte, că au fost prigoniți, marginalizați, hăituiți chiar, batjocoriți și chiar fizic agresați pentru faptul că au îndrăznit să creadă că poate exista o întoarcere la valorile apostolice.
Mi-aduc aminte că în România au povestit frați că inclusiv preoții Bisericii Ortodoxe s-au manifestat violent de multe ori împotriva creștinilor apostolici, considerându-i oameni care s-au răzvrătit împotriva unei orânduieli drepte și corecte și care n-ar fi avut nimeni nimic, niciun drept să se răzvrătească sau să iese de sub orânduirea respectivă. Mi-aduc aminte și cred că am spus odată, undeva în Moldova, înainte de a veni comuniștii la putere, au strâns jandarmii, pentru că era atunci Antonescu, șef de stat, și era acea legiune a Aralanghiului Mihail numită, erau legionari la putere, și unii dintre cei mai persecutați oameni au fost credincioși și apostolici, i-au strâns într-o localitate, în mijlocul localității, pe toți bărbații care făceau parte din această comunitate apostolică. Nu erau mulți, dar cât erau. Și acolo au încărcat un car cu saci de nisip. Și au legat oamenii ăștia pe lângă ruda acelui car și îi loveau cu biciu, voi până la brâu, ca să tragă carul ăla încărcat cu saci cu nisip. Și bineînțeles că sub loviturile de bici, frații au încercat. Au zis, dacă oamenii ăștia vor să ne chinuie, noi nu putem să ripostăm, nu avem dreptul să ripostăm. Și au încercat, dar carul era greu. Și ei loveau să tragă. La un moment dat, de acolo, de pe margine, unde strânseseră familiile lor să se uite la ei, cum îți batjocoriți, cum îți maltratați, cum îți uliți, cum îți loviți. O femeie care se sprijinea într-o cârjă, o femeie în vârstă, s-a dus și ea și-a pus umărul ei slab, de femeie în vârstă, la loitra acelei căruți, acelui car. Și a început să cânte în original cântarea, ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el plângând. Chiar dacă semeni numai lacrimi și umbri numai suspinând, Hristos cel Sfânt te va cunoaște. Nu după numele ce-l spui, ci după rănile îndurate sub crucea ta, sub crucea lui. Gestul ei a fost urmat și de alte surori, a soții și fiice de ale acelor frați, și au pus toți mâna să împingă căruța aceea. Au fost până și jandarmii impresionați și au lăsat să plece. Poporul evreu a avut de suferit când au început construcția. Găsim mai multe mențiuni de-a lungul acestei istorii a lui Nemia, cum pe măsură ce înaintau cu zidirea, li se tot băga piedici. În același fel, frații noștri, pentecostali, apostolici, pe măsură ce înaintau cu această construcție nouă, spirituală, că ce vreau până la urmă, frații noștri, înaintașii credinței noastre? Vroiau o casă duhovnicească spirituală despre care vorbește Biblia. În care să fie darurile Duhului Sfânt, în care să fie slujbele date de Duhul Sfânt și în care să fie cu adevărat manifestarea lui Dumnezeu. Pentru că mergeau în bisericile tradiționale și îi se părea că nu-i nimic pentru suflet. Spune aici, în cartea aceasta, când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arsă de foc? Tobia amonitul era lângă el și a zis să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Auziți cum erau batjocoriți evreii? În același fel erau creștinii noștri batjocoriți. La ce lucrează acești pocăiți? Așa erau numiți.
Dacă la primii creștini în Antiohia li s-a dat denumirea de creștini, vreau să vă spun că denumirea asta n-a fost un titlu de glorie pentru ei. A fost o poreclă de batjocură pe care locuitorii orașului Antiohia, un puternic centru cultural roman, le-a dat-o unor oameni care erau diferiți de ei. Apostolul Petru zice, de aceea se miră ei că nu mai alergați împreună cu ei la același potoc de desfrâu și vă batjocoresc. Ce făceau antiohienii? Aveau circ, aveau teatre, aveau băi publice, aveau locuri de distracție și chiar le frecventau. Creștinii nu, și din pricina aceasta li s-a dat această denumire în batjocură de creștini. În secolul 20, la început, la frații apostolici li s-a dat denumirea de pocăiți. Sau de... Am auzit și eu când eram elev, bă, voi cu adevărat sunteți pocniți la cap. Îmi spuneau, sunteți rătăciți. Îmi spuneau lucrul ăsta copii care mergeau câteodată la biserica ortodoxă, dar care îl înjurau pe Dumnezeu, care n-aveau niciun fel de viață morală și care se credeau creștini mai buni decât mine. Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub ormane de praf și arsă de foc? Principala obiecție care se aducea fraților apostolici era aceasta. Ce vreți voi? Să întoarceți lucrurile în urmă cu 2000 de ani? Lumea a evoluat. N-auzim, frate Marius, și acum tot aceleași vorbe. În momentul în care te arăți un pic mai conservator, fratele Marius spomenea ceva de venitul la adunare, la biserică. Cita un psalm. Și pentru unii este anacronic, este depășit. Dacă spune, de exemplu, în psalmul 78, un cuvânt, al lui Asaf, ascultă poporul meu învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiii lor și vom vesti neamului de oameni care va veni. Laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Îmi vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Adică alea din urmă. Și atunci oamenii moderni spune, bă, băiete, ești împotriva curentului. Lumea merge înainte, nu în spate. Cum se poate ca vremurile de pe vremea bunicii să fie mai bune decât cele de astăzi? Sau decât cele care vor veni mâine? Trăim cu adevărat o explozie tehnologică. Era aceasta a informaticii a adus în viața tuturor oamenilor lucruri de care în urmă cu 100 de ani nu se putea vorbi. Ați pleci de acasă și îți programezi cupta, sau nu știu cum îi zice, la acel robot care îți poate pregăti puiul până te întorci înapoi, exact pe gustul tău. Pâinea! Ai pus ingredientele, ai apăsat un buton și te-ai dus în treaba ta. Și când vine apoi, o găsești gata, pregătită. Trăim într-o eră, din punct de vedere tehnologic, foarte avansată, dar din punct de vedere spiritual, oare nu-i de actualitate să ne uităm la călările vechi, la înțelepciunea vremurilor străvechi? Prorocul Ieremia spune poporul evreu un cuvânt. Dacă găsesc repede, o să citesc și acest cuvânt. Pentru că mereu și mereu spun și îl citesc, de fapt, pe Pavel, care zice că ceea ce au trecut ei evrei întâmplările prin care i-au trecut, experiențele lor de viață, au fost scrise în această carte sfântă pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor, ca noi să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Uitați ce spune prorocul Ieremia din partea Domnului. În capitolul 6 cu versetul 16. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri
Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună. Umblați pe ea și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Fratele Marius vorbea de pace. Că o stare mai depresivă ca astăzi în lume n-a fost niciodată. Cu cât omul se depărtează mai tare de Dumnezeu, cu atât e mai lipsit de pace. Sau cum spune aici, cu atât e mai lipsit de o dihnă pentru suflet. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe el. Auzi, cărările alea vechi. Vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc. Se mai poate întâmpla astăzi, spun și culte creștine, să se întoarcă creștinătatea la vremea apostolilor. Dar nu mai sunt apostole astăzi. Darurile de inspirație nu mai sunt, s-au dus. Dar ce-a rămas? Despre Dumnezeu Biblia spune că este același ieri, azi și în veci. Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, iată că eu voi fi cu voi până la sfârșitul viacului. Adică până vine înapoi. Și asta înseamnă că va fi cu toți creștinii. Și se va manifesta în același fel. Dar sunt foarte multe de spus. Despre lupta aceasta care s-a dat de-a lungul timpului pentru a zidi această construcție spirituală. La fel ca și poporul evreu. Au fost plângeri. Aici spune la un moment dat, am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Dar s-a îmbalat Tobia, arabii, amoniții și asdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. La început s-au luat în râs creștinii apostolici. Au fost batjocoriți. Apoi au început să fie amenințați. Apoi au fost maltratați, bătuți. Arestați. Unii condamnați la ani grei de pușcărie. Mi-aduc aminte că citeam în cartea Viața unui păstor din România că la un moment dat un avocat a avut curajul în instanță la Arad, unde pocăitul era acuzat de episcopul Aradului, unul Tomșa. Și avocatul zice, îmi pare rău, domnule judecător, pentru prima dată în viața mea constat că Noul Testament este un corp delict. Pentru că creștinul era acuzat cu citit singur în Biblie. Că l-a găsit la rugăciune și cu citit în Biblie. Fără preot. Așa cum au mers împotriva evreilor, cu gând să le facă rău, ca să împiedice zidirea, așa au fost și frații noștri, au trecut prin aceasta. Vreau să merg un pic mai repede și vreau să vă spun că până la urmă, evreii au zidit. Cu toată opoziția din partea dușmanilor. Cu toată opoziția din partea lui Sambalat, a lui Tobia. Și mereu și mereu, Biblia spune, mereu și mereu, oamenii aceștia veneau cu amenințări și încercau prin diferite tertipuri să împiedice pe evrei să-și reconstruiască cetatea și să reconstruiască templu și să reconstruiască zidurile. Au trimis scrisori. Mi-aduc aminte ce povestea tatăl meu, de câte ori după ce au venit comuniștii la putere, care la început au zis că o să dea libertate tuturor cultelor, de câte ori le-a schimbat forma de organizare a bisericilor creștine. Că doar nu se mai întâlnesc. Și bineînțeles că toate acestea sub influența unor curente paralele. Și de foarte multe ori, Nemia și Ezra, ei mereu și mereu au rugăciunea aceasta. Aduți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor.
Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Apar un element nou în lupta aceasta lor. Dintre ai lor, oameni care puneau piedici. S-a întâmplat și cu Biserica Apostolică. Oameni care s-au lipit de frații noștri, nu din dorința de a sluji Domnului, de a-L căuta pe Dumnezeu, ci de a face rău. La un moment dat citeam o carte, cartea se intitulează Iartă-mă, Natasha, este vorba despre viața unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu după ce a trecut printr-un lung șir de experiențe, crescut într-un azil pentru copii orfani, apoi făcând școală sub comunismul din Rusia, ajungând un membru al securității ruse, al KGB-ului și făcând parte dintr-o echipă specială care se ocupa de credincioșii apostolici din Rusia. Și în ce fel se ocupa de ei? Trebuia să îi descurajeze cu orice preț de a se mai întâlni, de a mai propovădui și la alții, de a mai organiza întâlniri, de a mai face prozeliți. Și atunci când îi prindeau la rugăciune, erau folosiți acești bărbați tineri și puternici să-i bată pe credincioși, să-i maltrateze, să-i batjocorească. La un moment dat scrie în cartea aceea că au mers cu un grup cu camionul să-i ducă la secția de poliție unde trebuiau să-i ancheteze pe femei dezbrăcate până la brâu, pe bărbați la fel, și stingeau țigările pe ele ca să le chinuie. În acest fel i-au maltratat și i-au batjocorit. La un moment dat băiatul acesta este totuși mișcat de consecvența cu care o tânără, bătută în mod sălbatic, una Natasha, e reîntâlnită mereu și mereu la cercurile de rugăciune. Și asta îl mișcă foarte mult. Și îi pune o întrebare. Nu vă dați seama că între voi vin spioni care ne spun unde vă strângeți? De ce sunteți așa de fraieri și spuneți și la alții de întâlnirile pe care le aveți? Așa sunteți de proști că nu vă dați seama că voi tot vorbiți cu toți cei pe care îi întâlniți, dar între ăștia sunt oamenii noștri infiltrați. Și imediat află locurile voastre de întâlnire. Și de-aia venim și vă găsim totdeauna. Și fata asta îi dă un cuvânt, îi dă un răspuns dezarmant. Nu facem altceva decât să împlinim porunca Domnului Iisus. Să spunem și la alții. Că între cei la care le spunem sunt și trădători. Știm. Ne-am asumat riscul. Ei își vor lua pedeapsa pentru faptele lor, dacă nu se pocăiesc. Dar noi nu putem să nu spunem. Și omul ăsta l-a mișcat, până la urmă a fugit din Rusia, a ajuns aici în Canada, s-a pocăit. Rușii l-au căutat după ceva ani și l-au omorât. A trecut din viață. Dar s-a întâmplat și în România de foarte multe ori același lucruri. Comuniștii chiar spuneau, nu vă dați seama că noi știm tot ce se întâmplă în bisericile voastre. Erau chemați păstorii să dea declarații și să dea socoteală de ce au făcut botezul pe de-ascuns. Păi dacă nu era voie în mod oficial, legal să le faci, se întâlneau undeva în mijlocul unei păduri, la un pârâu și făceau acolo un botez. La cei care vreau să se întoarcă la Domnul. Și aflau autoritățile. Și apoi, pedepse. Și răspunsul este același pe care l-a dat Natasha. Creștini adevărați nu pot să nu mărturisească despre Domnul Hristos și și-au asumat riscul acesta de a suferi, de a plăti un preț pentru aceasta. Și așa cum au avut evrei între ei oameni care au luptat sau au lucrat împotriva lor, poate nu fățiși, împotriva propriilor lor interese, așa au avut și creștinii apostolici de-a lungul existenței lor și în perioada de zidire acestei construcții duhovnicești, oameni din interior care au sabotat lucrarea. Numai că lucrurile evoluează și la un moment dat descoperim că oamenii ăștia care au batjocorit, oamenii ăștia care au privit de sus, oamenii ăștia care au vrut să facă rău, dintr-o dată îi găsim că au ajuns rude cu cei care au zidit. Despre acest Eliașib spune Biblia, în capitolul 3, am citit la început, că el împreună cu frații lui a zidit și repet ca să spun foarte exact,
au zidit poarta oilor, au sfințit-o și i-au pus ușile și au sfințit-o de la turnul Meia până la turnul lui Hananel. Și îți vine să spui întrebarea aceasta, măi, dar Eliashib ăsta, la un moment dat implicat în lucrare, implicat în slujire, a zidit cu frații lui poarta oilor, a sfințit-o, i-a pus porțile, zăvoarele, ușile, încuietorile. Și dintr-o dată, în capitolul 7, îl găsim că era rudă cu Tobia și făcuse ceva. În casa lui Dumnezeu, acolo unde ar fi trebuit să fie uneltele casei Domnului, el, Eliashib, pregătise pentru ruda lui Tobia o cămară. Și de fapt, scopul predicii mele de astăzi este acesta. Cum au ajuns lucrurile lui Tobia în casa lui Dumnezeu? Cum au ajuns lucrurile din lume în biserică? În biserica apostolică? Cum se întâmplă că acei care cândva ne-au batjocorit, cândva ne-au vorbit de rău, cândva ne-au maltratat, acum sunt foarte aproape de noi, buni prieteni și aici vreau să spun ceva foarte apăsat. Pun o întrebare. În particular am mai vorbit cu frați, cu surori. Auzi pe câteodată, pe câte cineva. Și nu-i vorba de noi, cei de aici. Dar poate ne sună și nouă. Poate exista o prietenie reală între un credincios autentic care vrea să-L slujească pe Dumnezeu și un om din lume care nu are nimic de a face cu Dumnezeu, poate fi o prietenie între aceste două entități. Este o întrebare care trebuie să ne dea de gândit. La un moment dat, un împărat pe care Dumnezeu l-a apreciat, un împărat care umbla în calea Domnului, numele lui este Iosafat, a fost chemat de împăratul lui Israel, de Ahab, ca să meargă cu el împreună la război. Și bineînțeles că Iosafat îi face promisiunea aceasta, eu cu tine, poporul meu cu poporul tău. Numai că atunci când se întoarce de la război, Biblia spune că a venit un proroc înaintea lui Ahab, înaintea lui Iosafat. Și a zis, cum se face că te-ai unit tu cu cel pe care îl urăște Domnul? Îi supăra Domnul pe tine pentru aceasta. S-a încuscrit cu Ahab. Adică i-a dat o fată de nevastă pentru băiatul lui Ahab. Preaiubiții mei frați, la început creștinii au fost batjocoriți, dar erau pe calea Domnului. Toată lumea îi vorbea de rău și se spunea despre ei tot felul de lucruri rele și neadevărate. Auzeam și noi când eram copii, când eram elevi la școală, tot felul de lucruri. Astăzi despre creștini nu mai devine. Mai un pic și o să se schimbe concepția asta și o să se spune că creștinii sunt, de fapt, niște teroriști și niște oameni. Știți cum se spunea în vremea când a început construcția unei biserici apostolice în România, despre pocăiți? Că sunt oameni de la marginea societății. Că sunt oameni care își închid viața. Că sunt oameni care nu sunt în tren cu vremurile. Că sunt oameni fără cultură. Că sunt oameni care nu știu pe ce lume trăiesc, ce nu știu ce au de făcut în societate. Că nu-s de niciun folos societății. De-aia comuniștii au și încercat să extermine. A ajuns însă o vreme când am început să fim apreciați. Tatăl meu, la un moment dat, era șef acolo la cuptoare industriale, la artificieri. O echipă de vreo 20 și ceva de artificieri. Și el avea cheile de la magazia cu dinamită. A venit un secretar de partid, a făcut o vizită acolo și l-a întrebat pe șeful de secție cine este responsabil cu dinamita. Am pe unul aici, unul Bala. O chemat. Cheamă-l aici. O chemat. Auzi, dumneata, ești membru de partid? Zice, nu, tata. Și
Și atunci șeful de secție zice, dom'le, dar el e pocăit, el nu poate să fie membru de partid. Și ăsta s-a uitat la el așa urât și a zis, dar cum ai dat cheile de la dinamită, că ei pușcau cu dinamită artificierii, la un pocăit? Și ăla, că avea și el relații suspuse, îi replică la domnul secretar de partid, la domnul tovarăș, dar la cine trebuia să le dau, la un bețiv? Că e singurul om de aici care nu bea. Încet, încet, unii pocăiți au început să fie apreciați în sistem pentru corectitudinea lor, dar disprețul și umilința au rămas până în momentul când ne-am schimbat comportamentul și când am început efectiv să ne împrietenim cu ei. Mi-aduc aminte că am avut și o prietenă în România, nepocăiți. Și câteodată era un conflict de interese, trebuia să mergem la adunare și ei vreau să mai stăm de vorbă, să avem alte activități. Și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt compatibile. Dar de când pocăiții au început să cedeze, au început să accepte în casa lui Dumnezeu lucruri care nu fac parte din arsenalul lui Dumnezeu de slujire, de atunci am fost mult mai bine văzuți. Îmi spunea cineva, băi, acum pocăiți, nu-ți mai cum era pe vremea când eram eu tânăr. La mine în sat erau pocăiți, dar n-aveau unul televizor. Băi, dar nu merea unul la cinematograf, la stadion, la popicărie, nu știu care știți ce e aia, popicărie. Era, se jucau copice. Nici eu nu știu bine cum funcționează. Când eram eu copil, era popicărie în sat, dar n-aveam voie să mergem pe acolo. Noi, ca și copii, ne-am mai fi dus. Zice, măi, acum v-ați trezit și voi oarecum, sunteți altfel. Și într-adevăr că ni s-a întâmplat și nouă ce i s-a întâmplat la Nemia, fiind el plecat la împăratul pentru o vreme, când s-a întors, a găsit lucrurile schimbate la Ierusalim. Spune el, Nemia, la un moment dat, că vorbeau de bine pe toți ăștia care la început i-au criticat, i-au batjocorit, i-au hulit, i-au amenințat, i-au atacat chiar. Și la un moment dat, în versetul 17 din capitolul 6 spune: în vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginere lui Șecania, fiul lui Arah, și fiul său, Iohanan, luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori la oamenii ăștia. Așa încet, încet s-au strecurat între evrei străini care apoi i-au deturnat de la închinarea adevărată în prezența lui Dumnezeu și au ajuns să folosească Ierusalimul, casa Domnului, pentru lucruri firești. Scrie aici în textul acesta, nu mai citesc, au început să plece leviții pentru că nu li se mai dădea ceea ce li se cuvenea pentru slujba pe care o făceau în templu, pentru că ei nu aveau moșie, pământ, ca ceilalți evrei. A venit Nemia înapoi, a văzut ce se întâmplă și a luat măsuri. Și Biblia spune aici, că a aruncat afară din casa Domnului. Ce mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curățească odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. În câteva cuvinte să vă spun ce au pierdut pocăiții și ce lucruri au ajuns să fie în casa Domnului care le putem asimila ca fiind lucrurile lui Tobia. Au pierdut câteva lucruri esențiale care nu se mai folosesc astăzi cu precădere în biserică, ci se folosesc lucruri, de exemplu,
Dacă în vremea când a început credința pentecostală, credința apostolică în România, de bază era rugăciunea, era postul, erau strângerile împreună, era cuvântul lui Dumnezeu și bineînțeles era și cântarea în comun, foarte importantă, care unea inimile într-un act de închinare înaintea lui Dumnezeu, au venit vremuri când au venit de afară și au adus de afară cu ce au venit. La un moment dat, muzica asta stridentă, zgomotoasă, așa cum spune poetul unei poezii, la fel ca cei din Valea Dura, cu muzică stridentă, care cântă prin casele de rugăciune astăzi. A început frații noștri creștini, sub influența celor veniți de afară, oameni nenăscuți din nou și care n-au primit în inima lor credința adevărată să își însușească din lucrurile de afară. Vedetismul. Spunea un frate, i-am dat dreptate 100%, într-o duminică, deci am avut foarte mulți invitați din alte părți. Surprinzător, musafirii noștri erau toți buni cântăreți, era un cor renumit în toată Moldova, erau buni predicatori, erau și vreo doi recitatori, și în ziua aceea, de la frații din loc, am primit peste 30 de bilete, de la surori, că aveau și ele poezii. M-am supărat. Cum de s-au trezit chiar azi că vor să cânte? Și spune, fratele, am anunțat public de la Ambon toți acele surori care au scris bilete că vor să cânte și pe care nu o să pot să le pun să cânte astăzi pentru că avem mulți musafiri, o să vină joi seara și o să le pun să cânte. N-a venit niciuna joi seara să mai cânte. De ce? A intrat ceva. Cântarea aia de dragul lui Dumnezeu o cânt și singur, mergând pe drum. Și în mașină, și la sapă, și spălând vasele, și cătărind o haină, o inuță. Când cânți spre slava lui Dumnezeu, nu contează auditoriul pe care l-ai. Contează inima că ți-e îndreptată spre Dumnezeu și vrei să-L auzi și îți dă ghes inima să-L auzi pe Domnul. Au venit în biserică, în adunarea lui Dumnezeu, lucruri de afară. În afară există vedetism. Există dorința să placi oamenilor, să fii apreciat, să fii aplaudat, să fii, știu eu, lăudat pentru ceea ce faci. Și lucrurile astea au intrat în biserică. Și când se întâmplă, și la Morial era situația asta, și la Kitchener am văzut-o, și în alte părți, în timpul săptămânii, când nu-s formațiile muzicale, și când nu sunt acele spectacole bine regizate, frații nu vin. Am fost la Morea, la Kitchener, am stat un an de zile acolo și mă întâlneam marți seara la rugăciune cu vreo 30 de frați din 500 și ceva câți membri avea biserica. Și fratele Hozan zicea, măi, ne ducem jos într-o sală, că aici în asta mare ne pierde. Și meream într-o sală de clasă. Când erau în duminica, erau formațiile muzicale, toate, era toată biserica prezentă. Vreau să vă spun, au intrat din lume în biserică lucrurile lui Tobia, care ține de relațiile de rudenire, de rudenie, care ține de ceea ce îi place lumii să audă și să vadă, predici bine întocmite, nimic de zis, dar care nu mai ating deloc firea pământească. Și mi-aduc aminte de câte ori mi s-a spus și mie, frate Bala, cam negativist mesajul. În ce sens? Păi vorbim iarăși de lucrurile de început. Aici, între sfinți. Foarte interesant că Apostolul Pavel a vorbit la Biserica din Corint, despre care spune la începutul cărții, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, dar apoi începe să le spună, cine a furat să nu mai fure. Cum? Dar ei mai furau? Timpul s-a dus. Vreau să vă spun că sunt lucruri care trebuie repuse din nou. Mai ales având în vedere condițiile pe care le trăim astăzi. Și e nevoie
de o rebranduire a bisericii, a casei lui Dumnezeu spirituale. Trebuie să punem înapoi în casa lui Dumnezeu, în odăii de casa lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu, cum ar fi rugăciunea, cum e postul, cum e milostenia, cum e cercetarea cuvântului, cum e bunătatea, credincioșia, dragostea. Pentru că sunt multe partide astăzi. Sunt multe lucruri care nu se mai fac cum s-au făcut. Și dovada se vede în toate bisericile. A fost o vreme când a fost interzis să ne strângem. Și spunea fratele Iosif de la Montreal, ne-au dat voie să ne strângem 50 și din 300 de membri, noi nu suntem aici 50 la Gatineau, dar la Montreal sunt mai mulți, mult mai mulți. O să zic, niciodată n-au fost 50. Și am fost obligați de la cele 4 slujbe care le-am pus duminica, cu tabel, având această dorință, să-i prindem pe toți la o întâlnire. Toți să aibă parte de slujbă în casa lui Dumnezeu, am fost obligați să facem numai 2 întâlniri. Că nu se... Zice, la ultima slujbă, seara, eram 15 persoane. Frații de la Kitchener povestesc aceleași lucruri. Acum le-au dat voie să fie până la 250. La Montreal, după spațiul pe care l-au, pot să fie 80 de frați odată. Și nu se umple locurile. De ce? Biblia spune că pe vremea apostolilor, toți erau o inimă și un cuget. Toți stăteau împreună la același loc. Toți erau nelipsiți de la templu. Era o unitate desăvârșită. Frații noștri apostolici, la începutul credinței, mi-aduc aminte că se întâmpla ca niciodată să nu lipsească unul din cei care se întâlneau la biserică duminica. Nici la rugăciune nu lipseau, nici într-o casă, când era într-o seară, o strângere, nu lipseau. Indiferent unde lucrau și ce făceau în timpul săptămânii sau peste zi. Astăzi, din cauza lucrului Tobia, hai să vă spun câteva din ele. Un străin care a intrat în casele noastre și cucerește, și nu de acum, de mult, informația asta prin televiziune, prin internet. Sunt încredințat că foarte mulți, mult mai mult, îs cu urechea țintită spre zumzetul lumii de afară, decât la cuvântul lui Dumnezeu. Și îs mult mai preocupați de ce se întâmplă în lumea de afară. Pentru că spun ei, asta are de-a face cu bunăstarea lor, cu nivelul lor de trai, cu viitorul lor. Viitorul unui creștin este, în primul rând, cel pe care îl poate da Dumnezeu în cer. Amin? Doamne, ajută-ne să ne întoarcem cu toată inima la Domnul. Amin. Și lucrurile lui Tobia, defăimarea, minciuna, bârfa, descurajarea, batjocura și câte altele, ori mai ajuns printre sfinți. Mi-aduc aminte că cineva spunea, frate Nelu, ai dreptate în ceea ce spui, dar să știi că și la pocăiți ăștia atâta bârfă îi. Măi, astăzi, da, lucrurile lui Tobia. Dar nu a fost așa întotdeauna. Cu milință, ne rugăm Domnului să ne întoarcem la lucrurile care sunt de folos pentru suflet. Că pentru trup, spune Domnul Hristos, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Dar căutați mai întâi împărăția și toate aceste lucruri El vi le dă pe deasupra. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.